și zâmbește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți caii, ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. În familie. Semifinala trofeului familiilor. Pe pistă, Ferma Express contra echipei Joe în proba celor 5 steaguri. Haide, Mercule, e prea repede pentru tine. Ți-am lăsat un avans la poneiul pe care l-ai. În fine, dar nu ca echipa mea, trupa Cavaletti. Dar nu ești niciodată lângă noi. O, ajunge, exagerez mereu. Hei, nu e momentul, e un concurs, poftim, tati. E tensiune între Steiner. Ce rușine, o ceartă în plin trofeu al familiilor. Se califică echipa Ferma Express. Ei îi vor înfrunta în marea finală pe cei din trupa Cavaletti. Sâmbătă viitoare. Acum să înceapă petrecerea. Reveniți-o, Elena. Sâmbătă va plânge. Nu se poate. Nu suntem la campionatul mondial. Vom participa de dragul distracției. Așa! Hai, ține ritmul, ține ritmul! Bravo, bravo! Săraca Anais, eliminată. Data viitoare putem face echipă. Eu voi fi fratele mai mare din echipa Hugo. Exact. Mama nu s-a prea concentrat în timpul probelor. Știi cumva motivul? N-am nicio idee. Poate din cauza calului. Angelo, între tatăl tău și mama mea s-au produs scântei. A fost o idee bună să-i punem împreună. Emir și Corin? N-am observat nimic. Las-o baită, Anais. Băieții nu văd de ochi. A fost uimitor. Ce-i cu vâlva asta după trofeul familiilor? Doar plăcerea de a fi împreună. Părinți și copii la un loc pentru a se distra. Și a câștigat tridentul din Portib. Sau mai degrabă tridentul Cavaletti. Dat fiind că l-am câștigat deja vara trecută și dată fiind atmosfera din echipa Steiner, avem toate șansele să-l câștigăm din nou. Tridentul e înapoi! Treci înapoi, am spus! Poftim? În plin trofeu al familiilor nu poți să încetezi? Nu, e nevoie de mine acolo, Ellen. Hei, plecați acum? Angelo va cânta la chitară cu tatăl lui. Tatăl tău mai are de lucru la cabinet, ca în fiecare weekend. N-am de ales, să știi. Mereu ai de ales dacă vrei. Asta nu e viață, Bruno. Dacă o vei ține tot așa, voi pleca. Stai toate weekendurile la clinică, dormi 4 ore pe noapte. Dar nu pot să abandonez animalele, chiar au nevoie de mine. Și noi avem nevoie de tine. Și m-am săturat de chiuveta asta. De câteva zile se înfundă și se tot înfundă. Las-o, o să o repar eu mai târziu. Mai târziu? Acum trebuie să o repari. Lena, ce faci, scumpa mea? M-am săturat să vă aud țipetele. Mă duc la fermă, la liniște. Da, te înțeleg, ne pare rău. Spui asta de fiecare dată când vă certați. De ce se iau mereu la harță?
nici măcar nu-și mai vorbesc normal. Alo, mami? Nu, nu, o să rămân un pic la fermă. Prefer să rămân aici, mă simt bine. Da, nu-ți face griji, Mistral are grijă de mine. Și eu. Noapte bună, mami. Bună, Mistral. Îmi place să mă trezesc lângă tine. Ce căutați aici la ora asta? Ah, părinții mei, ei v-au trimis după mine. Nici vorbă, treceam pe aici din întâmplare. Lena, ce se petrece? Părinții mei se ceartă mereu. Ieri am clacat și am plecat. De ce nu ne-ai spus și nouă? N-am vrut să vă împovărez cu problemele mele. Adevărul e că mă tem că vor divorța. Lena, certurile sunt normale în cuplu. Nu se vor despărți din cauza asta. Angelo are dreptate. Sunt sigură că lucrurile se vor lămuri. Așa este, și ai mei se mai ceartă și uneori chiar foarte aprig. O să le treacă supărarea. Oh, mulțumesc că îmi sunteți alături. Pe bune acum, am putea sta cu toții la fermă, cu Lena. Ne-am cultivat propriile legume, ne-am spălat în râu, ca niște cowboy adevărați. Lucrurile nu stau prea bine în echipa Steiner. Nu-i trofeul familiilor despărțite. Ești o mare figură, Samantha. Dimpotrivă, ține-o tot așa. Am să te fac să-ți mănânci frâiele sâmbătă. O plimbare ar fi numai bună, dar nu acum. Bine, pe curând. Îmi pare rău, Mistral. Am prea multe pe cap ca să mă plimb. Hei, ce-ai pățit, Anais? Mă gândesc mereu la Lena. Nu vrea decât să fie singură. E de înțeles. Știu, doar că n-am mai văzut-o așa. Sper că situația se va lămuri. Anais, cum stau lucrurile între mama ta și chipeșul Emir? Dragostea e mare? Nu știu, rămăsese să o sune pe mama după petrecere, dar nu îndrăznesc să o întreb dacă a făcut-o. Tu nu știi, Angelo? Nu vorbesc astfel de lucruri cu tata. Și ce facem acum? Mergem mai departe? Sigur nu vrei să te întorci acasă? Am avut o discuție cu mama ta și... Mai rămân un pic la fermă, tati. Nu vă faceți griji. Lena, lucrurile nu sunt deloc roz la clinică. După plecarea asociatului meu, m-am pricopsit cu toate animalele din regiune. E adevărat, nu am mult timp pentru voi, dar... Deloc, mai exact. Iar când ești cu noi, te cerți cu mama. Nu vă mai iubiți? E complicat. Munca mi-a tot timpul, iar... Viața noastră de familie e un pic dată peste cap acum, dar voi găsi o soluție, îți promit. Voi sta mai puțin la clinică. Mi-ar plăcea mult. O să vezi, ne vom regăsi ca înainte, în familie. Pentru început, dacă miercuri am petrece un pic de timp împreună. Ce spui? Ar fi minunat, tati! Hei, așteptați-mă! Lena! Tati și-a luat liber miercuri. Nu tu clinică, nu tu telefon. Dimineață ne vom antrena pentru trofeu, iar după amiază vom fi doar noi trei. E un semn bun, nu? Foarte bun! E minunat! Mai știți ce e minunat? O să vă iau tuturor înainte! Si! Are din nou chef de viață! Haide, Sila! Hei! Unde vă duceți? Nu reglis, nu pe acolo. Ajutor! Vin acum, cowboy. Am câștigat. E prima dată când vin aici. Stejarul ăsta e superb. E locul meu secret. Acesta e copacul familiei. Bunicul l-a plantat când era mic. Când eram mică,
Veneam des la picnic aici cu părinții. Mă prindeam de crengi. Mi-am văzut mereu familia ca pe acest copac. Solidă, indestructibilă. Ai grijă, Lena. Ești mai grea decât erai în copilărie. Să știi că te înțeleg. Nici mie nu mi-a venit să cred atunci când a plecat mama. Am crezut că părinții mei vor rămâne împreună toată viața. Venim acum! Venim acum! Și cum te vei antrena cu părinții tăi? La nivel intensiv. Trofeul familiilor e sâmbătă și am promis Samantei că o să-și mănânce frâiele. Surpriză! Dacă ne-am duce la picnic la bătrânul stejar? Îmi pare rău, Lena. Nu ne putem duce la bătrânul stejar fără el. Draga mea, trebuie să plec. E o problemă la Hergelia Cavaletti. Îmi pare rău. Dar mi-ai promis! Fără muncă, fără telefon, doar noi trei. Dar știi bine că sunt singurul veterinar din regiune. În caz de urgență extremă, nu pot să refuz să mă duc. Așa este, înțeleg. E vorba de iapă. E pe cale să nască. Au început contracțiile, apoi nimic. Timp de o oră. Și tu ce ai făcut? Te-am sunat. Nu știam dacă trebuie să aștept sau să declanșez nașterea. Ai făcut foarte bine. La muncă! Mașina lui! Cu atât mai rău pentru el. Vom mânca noi, fetele. Mersi, mami, dar nu-mi e foame. Bună, aceasta e căsuța vocală a lui Bruno Steiner. Lăsați un mesaj. Bruno, sunt eu. Uite ce e. Ziua asta era importantă pentru Lena. Aveai ocazia să... Pe scurt, te așteptăm. A avut mereu o inimă mare pentru animale. Moștenire de familie. Da, știu. Odată cu plecarea celui de-al doilea veterinar, s-a lăsat subjugat de muncă. N-o să găsească un înlocuitor? Își dorește. Problema este că e exigent, că nu găsește pe nimeni. Preferă să facă totul singur. Mânzul s-a blocat. I-au înțepenit șoldurile. La următoarea contracție vom trage ușor de picioarele din spate. Te simți bine? Doar un pic obosit. De obicei, știi, mă descurc singur, dar când situația devine gravă, nu ezit să cer ajutor. Mami, ce faci? Lena, trebuie să mă gândesc, să mă depărtez un pic, dar nu-ți face griji, doar pentru câteva zile. Ellen? Lena? Sunteți acasă? Alo, Fanny? Anulează-mi primele programări, te rog. Da, am o urgență. Thank you.
Trezirea, Lena! A? Era petrecut o zi super cu familia. Părinții ei s-au împăcat. S-o fi întors acasă. Oh, oh, nu! Și eu le-am cerut voie părinților să dorm la fermă. Angelo, tatăl tău a invitat-o pe mama la cină diseară. Am pregătit o prezentare despre mama. O prezentare? Așa tatăl tău va ști ce îi place, cărțile preferate. Și vor avea multe lucruri să-și spună. Eu dai tu... Prefer să nu mă bag. E pentru o cauză bună. Să-i ajutăm să se cunoască. Dar nu e treaba noastră, Anais. Nu ne putem amesteca în viața lor. Haideți, așezați-vă. Bună, Lena, te simți mai bine? Păi, sincer, Lena abandonează finala trofeului familiilor. Și sâmbătă familia Cavaletti va primi pentru al doilea an consecutiv tridentul portib. Da! Da. Nu e momentul, Samantha. Știi, Lena! Dar ce s-a întâmplat, Lena? Nu pot să particip cu o familie atât de încurcată ca a mea. Tata n-a venit acasă toată noaptea, iar mama a plecat dimineață de acasă. De data asta nu văd cum se vor împăca. Poate că s-a terminat. Sper că tata va reacționa și o va face pe mama să se întoarcă. Însă, în cele din urmă se vor despărți. Haide, trebuie să păstrăm speranța. Emir mi-a vorbit de dumneata, dar țin să te anunț că sunt un tip exigent și încă n-am găsit colaboratorul ideal. Ai mai lucrat undeva? Păi, am făcut școala la Toulouse și apoi... Haide, tati, trebuie să discutăm. Foarte bine, ați fost elevul profesorului Jalet, nu? E la fel de dur? Bine, eu m-aș duce să mă plimb prin sat, tată. Salut! Anais, ce cauți pe aici? Păi, observ păsările. În colțul ăsta sunt niște specimene super. Da. Voiam să văd dacă e bine între părinții noștri. Mama era stresată înainte de a pleca. Haide, vino cu mine. Angelo, încetează, ce faci? Părinții noștri sunt destul de mari să știe ce au de făcut. Știu, Angelo, doar că e prima dată când mama iese cu cineva după ce tata s-a stins. Mi-ar plăcea să meargă lucrurile între ei. Și mie mi-ar plăcea, crede-mă. Tata n-a ieșit cu nimeni de când a plecat mama mea. Dar sunt sigur că se vor descurca bine și fără noi, da? Bună, Hugo! Lena e aici? Nu! A vrut să se plimbe singură cu Mistral. M-a sunat la clinică, dar eram ocupat. Mai trec eu pe aici. Domnule, Lena era foarte tristă dimineață. Crede că totul s-a terminat între dumneavoastră și Ellen. Știm? Ați apelat că sunt intră în mesageria vocală. Nu-mi place deloc asta. Sună-ți prietenii, Hugo. Trebuie să o căutăm. Ah, intră tot căsuța vocală. Așadar, ați găsit-o? Nu, ne pare foarte rău, dar... Oh, unde ar putea fi oare? Copacul familiei. Lena! Lena, ești bine? Ce-ai pățit, draga mea? Eu? Am vrut să mă refugiez între crengi și am căzut. Apoi, nu mai știu nimic. Sunt mai grea decât în copilărie. Haide, o să te examinez acasă. Am încercat să te sun. Voiam să-ți vorbesc. Nici o grijă, Lena. Sunt aici acum. Mă
mă bucur tare mult că te-ai întors. Și eu. Totul va fi bine acum, îți promit. E, gata, am reparat-o. Deocamdată. Ellen, nu vreau să mai repet aceleași greșeli. Nu vreau să vă pierd. Toți avem nevoie de ajutor. Chiar și eu. Marea finală a trofeului familiilor. Ferma Express și trupa Cavaletti sunt la egalitate. A mai rămas proba de ștafete pentru a-i departaja. Bine, tati, ține-o tot așa. Da, încă puțin. Haideți, Ferma Express. Ferma Express. Mișcă-te jumătate de om. Și Ferma Express câștigă trofeul familiilor. Încep, Samantha, am pierdut trofeul din cauza ta. Anul viitor voi fi în echipă cu Angelo. Prea bine, mie-mi convine. Familia Steiner e invincibilă! Da! Nu-i așa, tati? Nu-i așa, scumpă mamă? Așa, așa! Și ce spui, e bine în familie? Oh, da! Dă-mi și mie unul, te rog. Da, și puțină brânză. Scuze, e important. Alo? Da, scuză-mă, am fost un pic prins în ultimele zile. De acord, ne vedem la clinică. Trebuie să te întorci la clinică? Da, luni. Pentru a-mi întâmpina noul asistent. Da! Cea mai tare familie! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește cu toți cai, ea vorbește. Împreună.